În urmă cu ceva timp, pompierii maramureșeni au fost chemați să intervină în Baia Mare, în zona turnului parașutiștilor. O mașină a fost cuprinsă de flăcări după ce a fost implicată într-un accident de circulație. Accidentul a avut loc în sensul giratoriu de la Clubul Văcarilor. Au fost implicate o autoutilitară și un autoturism, care a ajuns în șanț unde a luat foc. Șoferii celor două mașini au încercat să stingă flăcările cu ajutorul stingătoarelor pe care le aveau, dar nu au reușit. Astfel că pompierii au intervenit pentru stingerea flăcărilor.